Salut prieteni, acum doi ani de zile aproape vă prezentam această cameră, care din punctul meu de vedere este una extraordinară. Astăzi, așa cum ați văzut din titlu, a venit momentul să îmi iau la revedere de la ea. Am uh, pus-o pe eBay la vânzare și, surprise, surprise, dacă ți-ai bilet la loterie, să nu te mir dacă vei câștiga. Cineva a cumpărat-o și în acest moment trebuie să o trimit înainte să o trimit, o să fac un lucru și anume o să o resetez la setările de bază. Și pentru asta trebuie să mergem în meniu, la meniu cheiță și undeva vom găsi Reset All Settings. Haideți să vedem ca să fim siguri că am resetat. O să mergem să vedem faptul că avem informații legate de copyright în acest moment. Da? Sunt scrise, trecut, sunt trecute datele mele. Și după ce vom fi resetat, ok, da? Deci nu, nu mai putem confirma cu butonul de aici, să apăsăm pe ok. Deci după ce vom fi confirmat, aceste informațiile referitoare la copyright ar trebui să fie șterse. Operaț Operațiunea de reset s-a încheiat. Opriți camera. Am oprit-o. Haideți să repornim camera. Și haideți să vedem. Copyright information da? Și aceste informații au Dispărut Da, ok Vreau să camera a fost Una extraordinară Am fost foarte mulțumit de ea Și motivul pentru care am vândut-o Este că Vreau să o schimb Pe asta și pe Nikon D 800E pe care le am Cu o cameră care mi-am dorit de mult și anume cu Nikon D850. Mă opresc aici, prieteni? Ah, eroare. Hai că nu place ceva card, la referitor la card. Ah, nu vă cea contact bine. Ok, mă opresc aici, prieteni? În măsura în care a găsit interesant scurtul meu film în care am vorbit despre restarea camerei, m-aș bucura să primesc din partea voastră un like și un share. Și dacă vă plac filmele făcute de mine, vă invit să vă abonați și să bifați clopoțelul pentru a fi notificați de câte ori postez câte un film nou. Vă mulțumesc că v-ați uitat și până data viitoare, stay sharp! Ciao.